Traian Băsescu a primit o vizită surprinzătoare în plin scandal de corupție. Paparazii de la cancan.ro au filmat-o pe Miorița, soția lui Adrian Videanu, făcând o vizită fostului președinte la nici 48 de ore de la arestarea soțului său. Pe imagini se vede clar cum Miorița Videanu se duce mai întâi la Bebe Ionescu, cel care este cuscul lui Traian Băsescu. La scurt timp pleacă spre Vila Lac 3, reședința fostului președinte. După ce a așteptat 10 minute în fața porții, ofițerii SPP i-au permis accesul. După aproximativ o oră, Miorița Videanu a părăsit reședința lui Traian.